Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, încep citirea prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Vă rog din suflet să nu uitați acest aspect. Voi sunteți oul cosmic, noi suntem oul cosmic. Bun, fac asta citirea pentru vibrația 21-22. Pe data de 21 avem și astrologic evenimentul de lună nouă din Vărsător, care prin sine sau de sine stătător, simbolizează plasarea unor intenții în univers, în noi, discuții interioare cu nivelul nostru de conștiință înaltă, prin care ne trasăm direcțiile noi în viață, în legătură cu sufletul nostru, dar și la nivel de umanitate. De ce? Pentru că suntem toți parte dintr-un întreg, iar dacă noi, fiecare la nivel individual, ne vindecăm, simultan se vindecă și lumea. Vărsătorul este simbolul celui care varsă apa, adică a acumulat suficient de multă cunoaștere, o dă mai departe, o toarnă în ocean, adică în semnul pești, și transmută toate experiențele de viață acumulate până când ajunge la arhetipul pești, de unde devenim unul cu toate, devenim totul sau nimic. Ceea ce și suntem. Noi suntem tot, noi suntem nimic. Noi suntem alfa și omega. Zero. Oul cosmic. Bun. 21. Lumea este o carte foarte profundă, o arcană foarte profundă, care vorbește despre noi care reușim să trecem prin toate etapele planului material. Avem experiență, dar și despre a ne descoperi chintesența, pentru că deja am dobândit experiență și știm să lucrăm cu cele patru elemente: apa, aerul, pământul și focul. Toate acestea, evident, sunt arhetipuri pe care le găsim și le regăsim și în astrologie, sunt influențe energetice și caracteristici de care noi ne putem ajuta întotdeauna. Lumea înseamnă călătorii îndepărtate, înseamnă străinătate, înseamnă că deja am trecut prin situații care au ajuns într-un punct din care nu mai pot fi întoarse, așa cum sunt ele în acest moment. O putem lua de la început, în mod evident, sub altă formă, mai înțelepți, pentru că se va petrece și evenimentul de lună nouă din Vărsător. Lumea simbolizează cumva mitul lui Atlas, care cară lumea în spate, dar care înțelege că el este lumea și că, făcând parte din acest întreg, mă pot uita în jurul meu și pot învăța atât de la mine, din experiențele mele, dar și de la ceilalți, de la cei din jurul meu. Apoi, duminică avem 22, respectiv împăratul, care a înțeles cine este, a dobândit tot ceea ce se putea dobândi, s-a urcat pe tron pentru că are experiența vieții trăite, lecțiilor învățate și conștientizărilor proprii. Știe cine este. Ca arhetip astrologic, împăratul este berbecul. Lumea este săgetătorul. Săgetătorul este un simbol spiritual, guvernează casa a noua în astrologie, casa spiritualității, a aspirațiilor înalte, a evoluției noastre la nivel de suflet. Pe de cealaltă parte, împăratul înțelege că este nevoie de echilibru, că el este de sine stătător o forță și că oricând se poate baza pe sine. Lumea mai simbolizează și succes, călătorii de lungă distanță, călătoria sufletului meu, transcend lumea în care trăim, cu ajutorul vărsătorului, transmut experiențele de până acum, le înțeleg și am încredere că mă pot proteja
Eu, prin propriile mele trăiri, că din propriile mele trăiri învăț și că absolut tot ceea ce vine către mine este cumva o alegere și că pot învăța din asta. Lumea fiind o carte a lui Jupiter, este foarte amuzantă combinația de aici. Ne spune în felul următor. Astrologic, Jupiter se află în berbec acum. Ne ajută să ne extindem, să o luăm de la început cu încredere că putem mai mult, putem mai bine. În Lenormand avem muntele, care vorbește despre toate experiențele prin care am trecut până acum, pe locuri despre obstacole, căci așa este făcută viața, sus-jos, dar despre răbdare și calm, despre o abilitate desăvârșită a noastră de a sparge muntele cu un ciocănel, știind că vom reuși. Iar aici, răscrucea, să-i spunem, drumul, vorbește despre alegeri, despre faptul că poate unii dintre noi nu au înțeles situațiile pe care le-au traversat în viață până acum și le vor repeta, iar alții vor învăța din ele și vor evolua. Această carte mai poate însemna și faptul că poate în jurul vostru acum sunt fel și fel de oameni care vă trag în jos, care vă creează obstacole, care ei, prin ei înșiși, sunt, hai să le spunem, toxici, ca așa se spune. Pentru voi sunt greutăți legate de glezne și că va fi fix alegerea voastră cât le permiteți să rămână în apropierea voastră. Dar aici, aceste două cărți, la un nivel mistic, mai înseamnă și faptul că am urcat muntele și am ajuns în vârf. Și acum ce fac? Înțeleg cât de greu mi-a fost și ce a însemnat acest lucru, dar că pot reuși și atunci mă îndepărtez de provocări și de durere. Sau n-am înțeles nimic, nu sunt atent, de fapt, nu sunt conștient, calc strâmb, pic și ajung din nou la bază și o iau de la început și trec prin aceeași durere, prin aceeași provocare. Haideți să vedem. Lumea este legată și de simbolul leului și de simbolul taurului. Este practic o cruce fixă din astrologie, cele patru arhetipuri. Cum noi înțelegem cine suntem și apoi simțim și apoi gândim și apoi dobândim toate calitățile necesare, toate deprinderile necesare, toate aptitudinile necesare să trăim. Dar putem alege să trăim sau putem alege să supraviețuim. Luna nouă care va avea efect acum pe 21 va avea reverberații pe următoarele 6 luni. Lumea în sine vorbește despre străinătate, despre relocare, despre mutarea cu locuința, despre mutarea cu serviciu, despre progres și avansare, despre antreprenoriat. În sfârșit am curaj să încep ceva pe cont propriu, în sfârșit am curaj să mă mut singur, dacă sunteți la vârsta detașării de părinți, în sfârșit am curaj să înfrunt ceea ce vine către mine singur și în sfârșit am curaj să schimb în mine ceva pentru ca întotdeauna să vină către mine oamenii potriviți, da? Înseamnă vizite din străinătate, înseamnă planificări de călătorii, înseamnă și transport, de ce nu? Claritate. În acest weekend, dacă vă faceți planuri imediate, recomandarea cărților, recomandarea energiei este să aveți clar viziunea activată, să aveți curaj, pentru că avem culoarea portocaliu aici, să gândiți clar și obiectiv
la ceea ce doriți să inițiați, să începeți. Numărul 1. Claritate. Va trebui să vă uitați în sufletul vostru, să vedeți prin ce ați trecut până acum, pentru că aici sunteți la o răscruce de drumuri, aici vine pentru voi, vibrațional vorbind, un nou început care va fi determinat de modul în care voi gândiți și simțiți. Din setul astrologic, casa 11 și Saturn, fix. Saturn guvernează casa 11. Saturn este profesorul, este karma, cauza și efectul. Este ceea ce am învățat noi până acum. Karma înseamnă cauză-efect, primești exact cât trebuie, nici mai mult, nici mai puțin. Primești exact ce ești, primești exact ce simți. Tu poți să vrei să atingi cerul, dar dacă tu nu crezi că poți să zbori, nu vei atinge. Niciodată. Un alt exemplu realist. Dacă tu vrei să-ți cumperi o casă și crezi din suflet și din minte și ai încredere în tine că poți să-ți o cumperi, o cumperi. Dacă tu vrei să-ți cumperi o casă și nu faci decât să te gândești că ești sărac, nu ți-o vei cumpăra. Nu acum cel puțin. Sunt doar exemple, da? Vorbim ipotetic pentru ca voi să înțelegeți exact despre ce vorbesc. Saturn în casa 11 vorbește aici despre o rebeliune a energiei care ne înconjoară, care va planta niște semințe la nivel sufletesc în noi toți, de vindecare. Este o călătorie inițiatică a sufletului. Noi suntem oul cosmic, adică al cincelea element, v-am spus, eterul, pentru că noi suntem conștiință, suntem energie. Aici suntem în materie, dar materia este doar un plan al conștiinței divine. Casa 11 vorbește și despre prieteni. Posibil să aveți de-a face cu cineva mai înțelept sau mai în vârstă decât voi, care să vă sfătuiască și să vă ajute să faceți primul pas în direcția pe care voi acum doriți să mergeți. Casa 11 vorbește și despre moștenirea lăsată de mine. Să aveți legătură aici cu o moștenire, cu ceva ce doriți să lăsați în urmă sau efectiv cu o moștenire pe care o primiți. Foarte interesant. Haideți să vedem. La nivel de iubire, ați ajuns pe drum închis. În sensul că, dacă lucrurile acum între voi nu stau deloc bine, acolo se închide. Trebuie să faceți ceva. Nu există continuarea iubirii în suflet așa. Voi puteți să continuați să iubiți pe cineva, dar veți rămâne agățați în cerc toată viața. Puteți avea totul, dar să deschideți ochii, să vă treziți, să înțelegeți ce trăiți acum și dacă mai există un viitor între voi doi sau nimicul. Să rămâneți agățați să iubiți 20 de ani pe cineva și să vă uscați pe picioare, așteptând. Pe noi, mă gândeam zilele trecute, nu prea ne ține iubirea necondiționată, iubirea pură împreună. Pe noi ne ține rutina, obișnuința, ideea proprie de iubire sau definiția proprie a iubirii împreună, după care ne ține ura. Pentru că iubirea, iubirea reală adevărată, acceptă că omul ăla atât a putut, atât îl duce capul și le liberez să meargă acolo unde el are nevoie. Este doar o perspectivă. Da, știu,
greu de aplicat, dar este real, este adevărat ce vă spun. De unde am eu o bucățică de pământ aici? De la o floare pe care am grădinurit-o mai devreme. Și de ce mi-a apărut aici pământul? 4 de băte la relație. Unii dintre voi vă întoarceți la locurile natale. Pentru unii dintre voi această energie vorbește despre îndepărtarea prea mare de locurile natale. Am vorbit în clipurile anterioare despre energia telurică și despre cum ne poate afecta dacă nu suntem pe rădăcinile noastre ancestrale, că este bine din când în când să vizităm locurile copilăriei noastre. Vedeți cum toate lucrurile săptămâna aceasta s-au legat? A apărut cartea din nou. Uranus este co-guvernator de casa 11-a cu Saturn și ambii guvernează vărsătorul, care reprezintă steaua în tarot. Toată săptămâna ne-a apărut steaua, steaua, direcția, steaua, drumul. Ei, fenomenal, fenomenal, asta da citire. Asta da citire. Vedeți, lumea, oul cosmic. Aici eu sunt stăpân pe planul material, am trecut prin toate și transcend, metamorfozez către înalt. Ajung la chintesența mea, la împlinire, la realizare. Și am puterea. Înțeleg că eu creez, eu manifest. La nivel de relații. Puteți avea totul sau nimic. Dacă vă întrebați, mai am parte de relație sau de soartă? Nu este genul meu de întrebare. Răspunsul este da. Magicianul și 4 de băte. Poate nu cu cine vă doriți voi, pentru că omul acela nu este potrivit. Sau poate cu cine vă doriți voi, pentru că omul acela este potrivit. Dar înțeleg, înțeleg dacă omul acela este potrivit pentru mine sau nu. Mi-e clar, am înțeles din experiențe, am înțeles din tot ce am traversat noi doi până acum, că singur mă fericesc, că nimeni nu este responsabil de fericirea mea, că dacă eu sunt fericit, nu mă interesează cum este cel de lângă mine, pentru că îl respect așa cum este el. Nu vorbim despre latura conviețuirii. Vorbim despre suflet și bucurie. Sunt mai multe scenarii aici. În sfârșit mă bucur că omul pe care eu îl iubesc vine către mine. Se încheie separarea dintre noi. În sfârșit mă bucur că manifest relația pe care mi-o doresc și ajungem la împlinire. În sfârșit mă bucur că sunt cu omul pe care îl doresc, pe care îl iubesc, dar suntem în trei. Sau, în sfârșit, mă bucur că sunt cu omul pe care îl iubesc, pentru că nu mai suntem trei. Trei de cupe este o bucurie de suflet. O bucurie că am stabilitate în relația mea sau că înțeleg cum pot să am stabilitate în relația mea și închei karmic, închei karmic, da? Această o karma care se închide, pe care o pun în titluri, vorbim în alt clip de ce, înseamnă o cauză și un efect, adică ceva, nu mă sună X. Aia poate fi o cauză și un efect. Uite că te sună sau uite că nu te sună. Titlurile pe YouTube sunt pompoase pentru că altfel lumea nu le accesează. Asta este energia în care trăim. Uite așa ne îndepărtăm de suflet. Bun. Haideți să vedem. Să vedem aici, să săpăm aici în subconștient.
Lumea este subconștientul nostru, să știți. Șase de băte, victorie. Victorie. O victorie fabuloasă la nivel de relație. Persoana la care voi vă gândiți vă corespunde sentimentelor. Acum, în funcție de pregătire, educație și valori, nu știu despre cine vorbim, s-ar putea să vă corespundă, da, să fiți trei, s-ar putea să vă corespundă și să fiți doar voi doi, dar face pași către voi. Sau cunosc pe cineva nou cu care intru într-o relație, mă bucur și ăsta este drumul meu, asta este evoluția mea, mă căsătoresc. Sau este o relație de lungă durată. Lumea înseamnă de lungă durată. Trei de bâte înseamnă că lucrurile sunt pe drum. Că tot ce mi-am dorit eu până acum se poate manifesta în viața mea. Absolut orice, totul sau nimic. Din nou vă spun, totul sau nimic. O iau de la capăt. Momentul T0. Resetare generală. Fie văd acum lucrurile și am o comunicare. Cineva vine de la distanță sau eu plec la distanță către cineva, fie mă îndepărtez de tot de cineva alături de care am trecut prin provocări și înțeleg că altul este drumul meu. Oricum ar fi, aici cineva pentru mine vine, potrivit mie, alături de care am împlinire de suflet așa cum doresc. Extraordinar de frumos. Conștientizați, lucrați cu voi. Călătorie. Din nou se repetă tema călătoriei, se repetă tema călătoriei inițiatice, se repetă tema evoluției, a ieșirii dintr-un impas, a progresului, a eliberării de obstacole. Muntele este obstacol, dar alegerea voastră vă eliberează de obstacole și mergeți înainte către ceea ce vă doriți. Merg înainte către iubirea sufletului meu. Uite, vreau o carte pentru trei de cupe, să văd ce poate însemna. Au apărut două. Nu am încredere. Nu am încredere că mă pot bucura. Să știți că vă sabotați singuri. Aici este soarele. Ba da, să aveți încredere. Dar uitați că citesc comentariile. Sper așa să fie. Nu sperați, credeți. Speranța nu este un ajutor de nădejde în manifestare, ci ea creează un gol, pentru că în permanență va alerga după ceva. A crede înseamnă că știu deja ce pot și că știu deja că am parte de acest succes. Am parte de acest succes. Veți avea o decizie importantă de luat. Veți avea o decizie importantă de luat. Pe ce drum merg? Aici, pentru unii dintre voi, este vorba despre o întoarcere, pentru alții dintre voi este vorba despre curaj de a mă lansa în ceva atipic. În ceva altfel. Am curaj să ies în lume și să-mi întâlnesc iubirea? Da, orba. La nivel de plan material, Pajul de spade, 10 de cupe, puterea și puznicul. Aveți, cum să vă explic, un weekend după care să ieșiți genii și împliniți. Pajul de spade vorbește despre a-mi face temele, a-mi stăpâni furia, a-mi stăpâni necazurile, a-mi alinia demonii la zid și a le porunci când și unde să mă caute. Pentru că am înțeles, după o lungă perioadă, poate de stagnare, poate de izolare, că pot avea succes, că pot avea ce-mi doresc. Pajul de spade vorbește despre o cercetare, începeți să cercetați ceva care să vă facă mai puternic, care să vă scoată dintr-o clasificare
ce înseamnă asta și vă veți bucura, vă simțiți împliniți. Unii dintre voi văd că aveți legătură clar și negreșit cu domeniul medical, alții aveți legătură cu lumea artistică, alții aveți legătură cu ceva parte de online marketing și așa mai departe, alții aveți legătură cu ceva pentru înfrumusețare. Vă înscrieți la niște cursuri, unii dintre voi? Dacă sunteți la pensie, se punctează ceva. Nu știu să vă spun ce. Poate o recalculare, pentru că eremitul, pusnicul, este arhetipul fecioarei care are legătură cu numerele și cu contabilitatea. Poate reușiți să mai punctați ceva, să se recalculeze ceva și aveți succes în această direcție și veți fi mulțumiți. Sau primiți o mărire. Aici există clar și o mărire de salariu. Să aprofundăm. O oportunitate de câștig imediat, văd aici, la nivel financiar. Regina de monede. Dacă porniți pe cont propriu, atunci unii dintre voi aveți ceva rețea culinară, nu-mi dau seama, poate canale de YouTube, clar simt aici pe cineva care lucrează în online, poate mă urmăresc niște oameni care au și ei la rândul lor canale de YouTube, dar văd muzică. Văd că aveți energie să treceți peste absolut orice obstacol. Văd într-adevăr că drumul nu v-a fost ușor, dar știți ce mai văd aici? Că puteți să treceți peste absolut orice și că voi puteți. Nu trebuie să vă îndoiți de capacitatea voastră intelectuală, pentru că eremitul sau pusnicul dă o notă de modestie. Nu ar trebui. Puterea spune că puteți să străluciți. Iar 6 de cupe spune că puteți reveni asupra unor lucruri care v-au încântat, v-au plăcut sau că puteți să vă reluați activitatea, fapt care vă bucură la nivel intelectual și vă împlinește pentru că aveți ceva de făcut care vă stimulează să mergeți mai departe și să vă țină activi, vii. Aștept în comentarii. Eu vă spun ce simt. O carte pentru planul material. Speranța. Spunea un înțelept pe vremuri, una dintre regulile importante ale vieții este nu lua speranța oamenilor, niciodată. Într-adevăr, speranța este bună pentru că ea te împinge de la spate, dar speranța constructivă, speranța că lucrurile vor fi bine, susținută de o acțiune în această direcție, fac și ceva pentru ca lucrurile să fie bine, nu doar mă uit la soare și sper că într-o bună zi pică din cer ceva pentru mine. Bun. La planul emoțional avem așa. Împăratul. 4 de cupe, pajul de bâte și 5 de cupe. La planul emoțional, această energie a momentului spune nu te mai uita înapoi. Nu mai regreta înapoi ce ai pierdut, ci privește în viitor ce poți avea. Împăratul. Poți avea totul sau nimic. Poți să rămâi în straie rupte sau poți să accesezi designeri. Alegerea este a voastră. La nivel emoțional, este momentul în care alegerea va aparține. Mă gândesc la ce am pierdut și la timpul pe care l-am investit într-o direcție care m-a provocat, pentru că totuși experiența mea de viață de până acum mă certifică să o iau de la început și să merg pe alt drum, pe acesta, care este de succes. Mă înalț. Devin puternic,
am curaj să merg mai departe și să văd că bâta mea este roditoare, că eu am forță, intelect, pasiune, anduranță și vitalitate? Sau rămân prins aici? Aveți în față harta către succesul vostru. Accesați-o. La nivel de sănătate, atenție la tensiune, atenție la migrene, atenție la ochi, atenție la dinți, la gură. Atenție la aparatul reproducător, la toate organele genitale, să spunem. Atenție la adicții, la dependențe, să nu exagerați cu niciun fel de lichid, sau atenție la deshidratare. Marele preot, tradițional, ce încep acum durează. Ce încep acum este de lungă durată, este o carte de evoluție spirituală, este ceva acreditat. La nivel emoțional, fac un decret în univers că eu îmi conduc și îmi creez singur viața. Eu sunt creatorul. Eu prin chintesența mea divină. Pentru unii dintre voi, acceptați greu un diagnostic, s-ar putea să aveți probleme cu un diagnostic, să nu-i dați de cap, dar rezolvați. Trebuie doar să fiți un pic mai îndrăzneți. Să mai cercetați, să mai apăsați acolo pe găsirea informațiilor. Și, foarte frumos, pajul de spade. Cercetați ceva. La nivel emoțional, coborâți în minte, în suflet. Coborâți în interiorul vostru și este momentul să lăsați deoparte necazurile. Pentru că aveți aici în față, efectiv, materializați pe cineva. Manifestați pe cineva în viața voastră. Cum arată, domne? Pe cine manifestați? Manifestați pe cineva nou în viața voastră, să știți. Mi-a sărit din pachet. Manifestați o nouă relație în viața voastră. Dar învățați să vorbiți. Învățați să vorbiți la timpul prezent. Învățați ce face speranța. Nu vă agățați de ea. Doar de ea. Falsitate sau sabotaj. S-ar putea să vă sabotați singuri, procrastinare, cred că se numește, să ne ascundem în propria durere, pentru că ne place acolo. Da, nouă, oamenilor, și vorbesc din experiență, nu din cărți, nu din fabule, ne place acolo. Ne facem frați cu durerea. Ne mai întâlnim și pe stradă și ne mai și lamentăm. Uite durerea mea, uite durerea ta, hai, hai la braț, hai. Ia-mă de braț și spune-mi tu, uite ce durere am eu, uite ce durere ai tu. Atenție, atenție, nu vă sabotați singuri. Depășiți această procrastinare. Bun, semnele astrologice. La relație avem așa, foarte mult berbec. Avem așa. În primul rând, rac, gemeni, leu, săgetător, berbec. Leu, Capricorn, leu. Ca influență puternică, săgetător, pești, berbec. La partea materială avem Capricorn, avem Scorpion, avem săgetător, avem leu, avem pești, avem fecioară și avem gemeni. Iar la partea emoțională sau de sănătate, avem scorpion puternic, avem berbec, avem taur, avem berbec, avem toate semnele de pământ, capricorn, fecioară, taur, dar predominant este capricornul pentru că este cel cardinal și gemeni. Talismanele. Uite, hai să luăm le pun aici și apoi le iau și le citesc. Am aici niște cărți care se numesc Arhetipul meu. Să vedem ce... cu
în ce vibrație vă regăsiți voi acum? Ca să înțelegeți de ce vă împinge și de ce vrea să vă scoată energia momentului de aici. Susținătorul, lasă că am eu grijă de tine, și jurământul. Voi sunteți cei care salvați lumea. Nu, voi sunteți Atlas, cei care duceți lumea în spate, îi duceți pe toți ceilalți în spate. Ei, este timpul să vă duceți pe voi și sufletul vostru. Este un lucru măreț să fii de ajutor, dar nu atunci când nu te ajuți în primul rând pe tine, pentru că vei sfârși ajutându-i pe ceilalți, dar în egală măsură îngropându-te pe tine. Talismanele. Am văzut aici lumea. Am văzut lumea. Uite, o se închide. L-am văzut pe Saturn. Trebuie să închideți ceva. Ce? Procrastinarea. Și când cineva vine și îmi spune adevărul, mai și zgârii. Sunt o mâță blândă eu cu durerea mea, dar zgârii. Pentru că nu-mi convine când aud. Trebuie să conștientizăm că armonia înseamnă cele patru elemente, să ieșim din ceea ce facem, că speranța este de partea noastră și putem să manifestăm absolut orice. Putem să avem parte de bucurie, de două ori același mesaj. Speranța ta te poate duce departe, dar trebuie să acționezi din iubire, pentru iubire, că ai întotdeauna sprijin de la divinitate, că depășești o perioadă lungă de necazuri, poate, dar că în fața ta vine succesul și strălucirea. Da? Uite, poate ai avut provocări cu o energie feminină, pentru că am norul ăsta albastru. O dai la spate. 7. Înțeleptul. Ceva fertil și nou vine în viața ta. Trebuie să înlături această energie de cobră care se hrănește din durere. Din durerea, știți cum face șarpele, sufocă prada, da? Deci se hrănește cu durerea celuilalt. Voi vă hrăniți cu durerea voastră. Durerea voastră vă este aliat de nădejde când puneți capul pe pernă. Of, ce am aici? Nu contează când. Iubirea vine. Dar nu mai sabotați iubirea. Lăsați-o să vină către voi. Racul. Energia feminină din pântecul vostru, din gândul vostru, inima voastră, emoția voastră se naște realitatea voastră. Veți manifesta ce sunteți, nu ce vă doriți. A. Inițiala A. Inițiala R și inițiala L. Iar aici am Ra și soarele. Leul. K. Focul cosmic. Inițiez un nou drum înainte, dar în armonie și înțelept. Sau Lar, cineva, Lara. Sau Lară scruce de drumuri și ce aleg? Să rămân în energia toxică sau să îmi conduc propriul regat? În pace și armonie. Alegerea vă aparține, eu vă aștept în comentarii, vă doresc multă iubire, armonie, sănătate și un weekend minunat. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă mulțumesc pentru atenție. Vă îmbrățișez cu drag, pa, pa!